o mașină de poliție locală care, în loc să afișeze numărul de dispecerat al poliției locale sau chiar și numărul de mobil al agentului, afișează să... Deci îndeamnă cetățeanul să sune, măi frate, la 112. Să sune la 112. Ca să poată să își ia sancțiuni. Păi da, bănuțul e bun la bugetul local. Nu știu, o să caută să văd cine... Unde este sediul poliției locale? Ce? Sediul poliției locale. Sediul. Nu știi, nu? Bun, o să caut. Ia să vedem ce minunăție. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Da? Național. Informare și promovare turistică. Turistică. Deci ne informează și promovează. Dita mai clădirea. Stau și mă întreb numai câtă căldură o fi consumând. Numai... Ia uitați cum este fumul pe acolo. Vedeți? Pe hornul ăla. Nu mai vorbesc de banii care se plătesc funcționarilor și să venim să ne informăm, să ne informăm, informare turistică, adică să se dea informații turistice. Chiar atât de mare trebuia să fie clădirea asta pentru un lucru atât de mic? Nu știu câți vin să se informeze. Nu știu câți vin să se informeze, da? Unia Carpaților. Bun. Haideți să vedem ce... programul. Ce vreau să zic aici? Afir. Da, nu înțeleg. Guvernul României, fondul sprijin pentru cheltuieli, funcționare, nu știu, probabil să reabiliteze clădirea asta. Deci intrarea, deci nu poți să vii așa când vrei, se face la oră fixă, fiecare tur se face cu ghid. Vă dați seama, mă, fraților, dacă nu vii să răspunde, vă rog să așteptați până la următoarea intrare, clădire supravegheată, video. Deci, acest punct turistic nu este al nostru, al cetățenilor, da? Deci nu este al nostru, al cetățenilor. Noi trebuie să așteptăm să fim preluați. Nu putem să intrăm așa de capul nostru. Ce să mai căra și închis. Dar fumul mergea. Adică hornul merge. Hornul merge, măi, frate. Nu mai vorbim că n-am nicio treabă cu... Dacă vine un cetățean cu handicap, n-are cum să pătrunde. Dar nu merge, ați văzut că ieșea fum pe aici. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Nu știu. Și aceste două citate sunt într-o altă limbă. Eu nu înțeleg această limbă. Nu înțeleg. Da, nu înțeleg. Să merg la primar să-l întreb care e situația aici. Ia, domnul de la local. Ia să vedeți pe domnul de la local cum umblă el fără centură. Auziți? Bună ziua! Domnul agent. Domnul agent, referitor la ceea ce scrie pe mașina dumneavoastră, da. De ce nu aveți un număr de dispecerat? Uitați acolo, 112. 112? Ce găsiți acolo pe mașină? Păi tocmai asta vreau să vă spun, că acest număr 112, da, este sancționabil. Adică, dacă nu ai urgență, dacă nu s-a pus viața în pericol... Nu mă înțelegeți. Pentru mine, ca și cetățean, da, care sunt nou venit aici. Dar aveți ceva probleme? Și alți cetățeni, vreau să știu și eu, să văd, adică un număr de dispecerat pe această mașină a poliției locale. Nu 112, pentru că acolo
Mi se dau sancțiuni dacă nu s-a pus viața în pericol. Vreți să continuați? Haideți să o invit la Sergiu și discutăm acolo, bine? Da, o să vin acolo. Da, vă rog. Unde este Sergiu? La primărie. La primărie, acolo o să vin. Deci, domnul fără centură, ați văzut? Uitați ce m-am povestit. Ia el treabă, mă, frate. E poliție local. Domnul de la locală a fugit, vă dați seama că nu... Nu are rost. Nu. Cine ne vorbiți? Seara, dar cu cine căutam? Putem să ajutăm. Dar nu știu ce sunteți. Aici lucrez la primărie. Dumneavoastră? Da. Nu rezultă nimic, e cazul că ăla, băi, că n-aveți unii cu somn. Nu, nu funcționa public așa, știu, da, da, da. Că are cu somn cu el, ori de gât, ori aici în piept, ca să știe cetățeanul cum se numește și da, ce funcție are. Pot să mă ajut cu ceva? Cu da, nu, nu, o să... Mă, ce lucrează, măsă? Ca ce lucrează? La Casa de Cultură lucrează. La punctul de informare turistic? Nu, nu la Casa de Cultură. A, și pe și de ce nu sunteți acolo? Stați aici sau? A, pot să vin la primărie, nu? A, puteți să veniți, da. Dar e deschisă Casa de Cultură, dar biblioteca? Adică dacă mă duc să citesc o carte acum? Nu, nu e deschisă. Nu. Și atunci, dumneavoastră, practic, dacă e închisă, veniți să stați la primărie să luați bănuțul. Să luați bănuțul, la revedere. Veniți să stați la primărie să luați bănuțul. Așa este, mă, fraților. Trăiesc mulți pe spinarea celor care protestați și sunt părți. Tot vă rugăște, tot. La bună ziua. Bună ziua. La domnul primar. Nu este domnul primar? Nu este. Nu este domnul? Domnul vice? Vice este pe teren. Unde este? Că mă duc după el. Dar să-l ajut. Adică sunt voluntar. Și? Fac voluntariat. Tu vreau să ajut primarul, vice, dacă au nevoie de ajutor, de... mă ofer voluntar. În ce să cerere, dacă... Cerere, da. Ce tip de voluntariat? Păi în sensul că să fac voluntariat, adică muncă gratis, în favorul comunității. Dar te puneți o cerere. Ce, de ce vreți să rădeți? Adică ce, nu ne-ați mai întâlnit să muncim în folosul statului? Da, scrie. Și al cetățenilor? Ce vreau să muncesc gratis. Dar ce tip de lucrare gratis? Păi ce are de lucru primarul, știu eu, la măturat, primarul? La săpat, la greblat, la... Primarul ce? Mai dă instrucțiuni cine ce să facă, dar nu are comunicare. Dar nici nu vine, nu mai vin în primărie sau au fost. Nu, a fost de să știu dacă aștept, puteți să dați un telefon să știu dacă aștept sau plec, dacă este. Are ședință, nu vreau să-i facă. Și domnul vice, mă duc acolo unde este domnul vice, îl și ajut. Spuneți-mi unde, dați un telefon să întrebați unde este, mă numesc ministrul Robert Gabriel. La garsoniere. Unde sunt, la ce la garsoniere? Aici, în partea asta? Jos. Da, jos, acolo. Da. Ok, și repară ceva acolo sau ce? Da, avem acolo, se derulează o investiție. Da, o să mă duc acolo. Am înțeles, ok, gata, o să mă dusesc cu domnul vice acolo și rezolvă problema. Da. Bine, dar pe legea aia 55 cred că vă favorizează și poliția și în sensul cu masca, cu chestiile astea. Aveți poliție locală aici, adică am discutat cu dânsul, el are alte activități. Adică încălcarea legii de către funcționarii primăriei nu este sancționabilă, pentru că un domn de la locală nu o să sancționeze un funcționar public sau primarul sau viceprimarul. Da. Păi de sancționat și sancționat. Da. Și... Ok. M-ați lămurit o zi bună. M-ați lămurit.
Eu personal? Bă, frate, vă dați seama într-o primărie. Deci eu personal? Nu știu, nu înțeleg. Cum adică de ce personal? Au zis, lucrați aici, aici bănuiesc, că... Bănuiesc, da, bine. Că n-aveți un negustul, adică să știu... Cum, ce înseamnă WC-ul personal? Adică, cum? E a statului instituția asta sau e a unei persoane private? Nu, e a personalului, din instituție, nu firmează. Da, da. Păi personal, adică eu ca și cetățean, dacă vreau să intru aici... Aveți jos acolo, am WC-ul jos. Personal, dar sau pentru... Persoane aici ce afară? Compartimente sunt în această parte? Aici e cămin cultural, director cămin cultural, urbanism. La punctul de formare turistic, cine este responsabil? Adică cine... Turistică este... Nu, nu, am fost acolo și nu e nimeni, dar dacă este domnul director aici, să înțeleg aici. Directorul de la cămin cultural? Ar trebui să fie, momentan nu e aici, am birou, dar... Nu, dar de la punctul turistic, unde este persoana punctul de acolo? Punctul turistic este... Este închis. Nu are cum să fie închis. Din oră în oră funcționalitatea e programul și probabil au ușa închisă, dar da. Se sună la interfon și trebuie să... Am înțeles, deci o să mă sună la interfon. Trebuie să vă lase. Aici ce mai sunt? Ce compartimente mai sunt? Scrie pe ușă. Nu, ca să nu mai mergi. Spuneți-mi dumneavoastră. Puteți să mergeți, nu știu exact pe care ușă ce. Urbanism nu mă interesează. Auziți, dar miroase a țigări aici, adică... Eu nu simt. Am mască, probabil n-am spus bine mască, nu știu. Da, n-am pus. Dacă simțiți milosul de zi. Da, mie așa mi se pare. Aici domnul zice. Și aici la fel, deci eu personal. Aceeași poveste. Puteți să mergeți și acolo. Nu, 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 nu merg, nu, adică deci eu personal. Dom'le, este o instituție a statului, nu are cum să fie personal, pentru că nu l-a făcut domnul viceprimar. Că bănuiesc că dânsul are aici... Puteți, dacă doriți, puteți să folosiți degeaba. Nu mă înțelegeți. Nu mă înțelegeți. Dar jos, dacă acolo e arhiva, nu avem birou. Nu, 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 am înțeles. La etaj mai este ceva? La, da, am mers în birou și la etaj. Da, și acolo. De exemplu, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră ca și funcționar public, ce salariu aveți? Îmi puteți răspunde la întrebare? E confidențial, să vă spun salariul meu? Da. Pe ce bază să vă spun salariul meu? Păi așa spune legea, că trebuie să fie afișată jos la vizier, nu am găsit, nu am văzut. Eu nu cunosc legea asta, nu știu cine, probabil contabilitatea poate să vă dea mai multe detalii. Da, dumneavoastră nu, la dumneavoastră e confidențial, adică... De ce să vă spun eu salariul meu? Da, 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 da. Greșiți foarte mult, să știți, adică legea spune altceva și transparența funcționarilor publici este la loc vizibil, adică nu. Probabil pasă de la resurse umane să vedea mai ok, mult, ok, adică. Ok. Este greu. Da, bună ziua. Dumneavoastră cine sunteți? Adică ce funcție aveți? Ce? Administratorul public. Da. Dar nu vă înțeleg ce administrați, adică ce... Ca și administrator public, ce administrați? Cum adică ce administrație? Adică ce administrați, că nu înțeleg. Aveți aici în public. Nu, spuneți-mi pe scurt că n-am timp, nu vreau să stau mult, am de lucru. Ce administrați dumneavoastră? Păi... Clădirea? Nu clădirea. Tot ce se derulează într-o primărie. Da, am înțeles, am înțeles. Gata, nu mai, gata, nu mai. Am înțeles. Nu mi-a arătat pentru că am altă activitate acum. Vă mulțumesc mult. Dar de cine sunteți trimiși dumneavoastră așa? De Dumnezeu. De Dumnezeu. Cum sunteți bineveniți? Suntem bineveniți? Da. Adică sunt bineveniți. Mulțumesc. Nu, m-am uitat la acele toalete, adică de-aia am urcat și aici sunt sus. Sunt și închise niște toalete? Da, nu. Știți ce nu mi se pare ok? Adică... Scria WC-ul personal. M-am uitat și la dumneavoastră să văd dacă scrie aceeași poveste și nu scrie. Adică... Nu este utilizată. Ce? Aceasta. Nu este. Am înțeles. Probabil de aceea nu scrie, dar unde scrie? Închide telefonul. Stai, domnule, dar ce e cu mine? Închide telefonul. Domnule, chem poliția. Haide să o rog. Dar ce e cu mine?
Închideți, vă rog, telefonul. De ce să închid telefonul? Închideți, vă rog. Domnule, chiar dacă mi-ai trebuit acest telefon, filmarea asta să ducem 3 servere. Și dumneavoastră o să fii responsabil. Și uitați ce. Săruna, ce faceți? Vă vizitez. Da, domnul Agen mi-a băgat mâna la telefon, discutam cu doamna de aici de la... M-a agresat, mi-a băgat mâna la telefon. Cum vă numeți? Nițu Robert Gabriel. Un buletin. Sigur. Care este motivul legitimării? Nu aveți voie să primați, să nu se... Bun, asta o spui dumneata la când te chemai în judecătorie acolo. Adică o să fac o plânge pe ăla pentru chestia asta. Păi da, nu puneți mâna pe legea 55. Vizual. Da, n-ați auzit de lege dumneavoastră? Domnul Nițu Robert. Da. De unde sunteți? Tu le v-am dat actul de identitate. De unde sunt? Din Buzău. Păi vedeți. Ce faceți la noi? Ce fac eu? Da. Păi aveți în vizită aici, la primărie. Bun. Ce? Sunați distanța. Să vreau să... Unde găsim aici? Cu ce scop filmați dumneavoastră într-o instituție publică? Cu ce scop filmez într-o instituție publică? Cu scopul legal, domnule. Cu îmi permite legea să filmez. Tocmai dumneavoastră a spus că este o instituție publică. Pentru da, dumneavoastră ca și polițist, ce înseamnă public? Privat, cumva? Nu este. A citit 73, 74, 75, 76, legea 504, a citit vreo lege? Adică motivați-mă într-o lege și vreun articol. Ceea ce dumneavoastră mi-ați adus la cunoștință. Cu ce scop? Tot eu sunt activist civic. Așa. Am venit să vorbesc cu domnul primar, cu domnul vice, vizitez în general primările din țară. Nu este nici prima, nici ultima. Activitatea mea este publică, da? Așa. Mă cunoaște țara întreagă. Probabil dumneavoastră nu mă cunoașteți. Și asta este scopul meu. Da? Să intru într-o instituție a statului. Așa. Și s-a dus la cunoștință anumite încălcări ale legii. De exemplu, la domnul, așa, nu este scris pe mașină un număr de dispecerat, este scris 1-2 și vine trimite direct să ne luăm sancțiuni, pentru că pentru că cetățeanul nu... Nu are noțiunea legii. Și dânsul poate să sune la un doi și ia sancțiune. Pentru că nu s-a pus viața în pericol. Și am adus domnul la cunoștință. Așa. Și domnul mi-a spus, domnul zice, discutăm la primărie. Eu oricum veneam la primărie. Am înțeles. M-ați înțeles? Da. După care am intrat, o să vă pun imagine la dispoziție, o să trimit la inspectorat. Pentru că aici, în această primărie, dumneavoastră ca și polițist și dumneavoastră, nu știu dacă a sancționat pe legea 55, cum că acest funcționar nu a mască. M-ați înțeles? Nu a mască? Da. Unde? Aici în... birouri? Peste tot spațiul. Peste tot trebuie să poarte mască, automat. Da. Și o să trimit la inspectorat. Domnul inspectorat, de după ce mă cunosc. Știu cine sunt și ceea ce fac eu. M-ați înțeles? Respectiv, domnule, să fac o plângere penală pentru că m-a agresat. Chiar dacă m-ați acest telefon, aceste filmări se duc într-un server. Nu e nicio problemă, acolo rămâi și veți fi responsabil. E fix problema. Cum? Cum credeți? Eu vorbeam cu doamna de la administrația publică, când în acel moment a venit domnul de la locală și m-a adresat. Vă întreb acum. Eu ați intrat cu telefonul să filmați. Exact. Cum ar fi nerespectarea legii 55, nu? Da, sau de exemplu, sunt WC-uri personale aici. Aici nu este. Jos. Personale. Da, scrie WC. Veniți să constatați personal cum într-o instituție a statului s-au făcut, este privat, adică WC-ul este personal. Așa scrie, WC-ul personal, probabil utilizează doar domnul primar sau domnul vice. Probabil este într-un birou anume. Nu, veniți să constatați, să vedeți. Da, asta zic, probabil este într-un birou. Adică dumneavoastră n-ați văzut până acum. Dumneavoastră de la locală, n-ați văzut până acum că scrie WC-ul personal. Da. Și de ce n-ați anunțat colegul? Dumnezeu, veniți să luați măsuri, pentru că această instituție este a statului și a cetățenilor. Nu este a primarului. Haideți, vă rog. Da, eu oricum plecam. Nici nu mai stăteam să discut cu doamna. Chiar vreau să plec. Dar dumneavoastră ați venit, m-ați agresat, ați băgat mâna mine. Ca și când aș fi vreun infractor. M-ați înțeles? Am pus un lat, am zis că nu filmați, vă rog. Dacă nu suntem copii să filmăm. Dar de ce m-a agresat, dole? De ce vreți să-mi luați un telefon, un bun al meu? Atenție! Asta poate să ducă și la tâlcărie. Faptul că dumneavoastră vreți să îmi luați un bun al meu, poate să fie și tâlcărie, da? Domnul doar să ce spuneți, agresare... Da. Fii m-ați agresat, domnule, mi-ați băgat mâna în telefon. Eu dacă bag mâna dumneavoastră, sunt arestat pe loc. Nu v-am băgat în telefon, am zis să nu mai filmați. Cum vă numiți? Că vreau să vă fac o plângere penală. Vreau să știu și eu cum vă numiți, ca și polițist local. Ați văzut ceea ce mi-ați făcut? Vreau să vă fac o plângere penală. Nu aveți mai nu, de ce nu
Cum vă numiți că vrea să fac o plângere penală? Vreau să nu mai faceți scandal și să terminăm. Asta înțelegi dumneavoastră prin că, faptul că eu vă întreb cum vă numiți este scandal? Da. Faptul că eu întreb cum se numește să-i fac o plângere pentru ceea ce mi-a făcut, se numește scandal. Și aici e WC-ul public, adică aici vin cetățenii la subsol, nu știu, nu vreau să mai intru, și la etaj sunt boșii. Doamne, dumneavoastră, ce nu purtați mască dacă lucrați într-o instituție a statului? Polițistul local nu vă vede aici, nu vă sancționează, sunteți, vă favorizează, sunteți părtași la... Bună ziua! Adică spuneam, doamne, nu, că doamna, de exemplu, nu mi se pare normal să o văd fără mască într-o instituție care este, ia uitați, poliția aici, este o sfidare, adică putea să vă contamineze chiar pe dumneavoastră. Putea să vă contamineze chiar și pe dumneavoastră, pentru că sunteți colegul dânsei. Ok, nu vă mai rețin. O să plouă cu plângeri penale pe aici. Inclusiv domnul de la locală m-a agresat, m-a băgat mâna în mine, în telefon și a mers la toată lumea care au fost filmați când aveau mască, adică inclusiv doamna, inclusiv cei de sus, fă legea aia 55 pentru că de-aia ai făcut legea, să fie respectat, să fie respectat. M-am vrut să văd și eu o listă cu salariile, n-am găsit aici, salariile sunt confidențiale probabil. Așa mi-a spus un coleg al nostru, că să cred salariul cu... De exemplu, pe dumneavoastră, dacă v-aș întreba, ce salariu aveți? Ce salariu aveți? E confidențial. Sigur că da. Vedeți, salariul confidențial, unei cu somn nu aveți, să știu și eu, că, ca și cetățean, că dumneavoastră ați lucrat la... Eu nu mă pot și mă uit la dumneavoastră, adică... Eu așa văd... Normal, nu? Să știu și eu cine sunteți, ce funcție aveți, ce... Așa spune și legea. O să-l aștept pe domnul de la Poliția Națională, Ministerul Afacerilor Interne, să-mi spună cum se numește domnul de la locală, să pot să-i facă... M-a agresat, a băgat mâna în telefon să-mi ia... O fi crezut că dacă mi-a luat telefonul ăsta, gata, s-a rezolvat orice problemă. S-a înșelat amarnic. S-a înșelat amarnic. Urât din partea lui, să știți. Urât, urât, urât tare de tot. Adică n-am venit să fur, n-am venit să dau un cap, am venit să cer și anumite informații publice, să discut cu dumneavoastră ca și funcționari, să discut cu domnul primar, dar nu l-am găsit. Domnul vice, am crezut că e pe aici, pe la garsoniere, dacă o să-l găsesc. Sănătate! Să afișați acolo o listă cu salarii, că dumneavoastră lucrați la contabilitate, pe acolo, nu știu unde. Că nu scrie pe... N-aveți ce cu somn. Da. Mai aveam puțin să fiu bătut de domnul de la local. Mai aveam puțin să fiu bătut. Ce agresiv, mă, frate. Ce agresiv. Nu știu de ce drapelul ăsta este strâns de gât. Vedeți? Și am mai găsit așa. Trâns de gât. În conformitate cu legea 218, să legitimați pe domnul de la locală, pentru că se fac o plângere penală și vreau să știu cui o să-i fac, aici n-am cum să... Eu să-l legitimez. Da, da, ca să știu, ca să... Ca să-l legitimez un coleg. Păi și eu pe cine reclam? Spuneți cum se numește. N-am vrut, că nu, n-am vrut, atenție, l-am întrebat cum se numește și n-am vrut să-mi spună. I-am spus că o să-i fac o plângere penală pentru că m-a agresat și a vrut să-mi fure telefonul. O să fac chiar și pentru tâlhărie. Da, da, da. Nu e prima dată. Nu e prima dată când mi se întâmplă astfel de lucruri. Sper că ați filmat. Da, bineînțeles. Veniți până la poliție să vă iau... Pentru? Nu, doi, eu trimit la inspectorat ceea ce reclam, ceea ce am de trimis. Se depune o plângere de către ceva angajat al primăriei sau... V-am dat datele mele. Asta îmi depună ei mie plângeri. Normal, nu. Deci, atenție, măi oameni buni, vă dați seama în ce țară trăim, deci tot angajații o să-mi depună mie plângeri. Domnule, eu vă legitimez, da. Pentru că nu sunt intrat în primărie. Păi da, v-am dat, vă-l mai dau o dată. Vă-l mai dau, ok, asta e altceva. Vă-l mai dau o dată, sigur. Da, 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 vă mai dau încă o dată.
Dar vi se pare normal ca un domn de la locală să vină, să mă agreseze, în timp ce eu discutam cu doamna de la administrații publice și să-mi bage mâna în telefon, să-mi iau un bun al meu? Nițu Robert Gabriel. Deci eu, efectiv, nu am văzut. N-ați văzut. O să vedeți imagini. Am văzut. Am văzut. Dar doamna a fost martor. Atenție că o să chem martor pe doamna. Doamna de la administrații publice, o să fie martoră. Da? O să fie martoră. Pentru că dânsa a văzut toată scena. Da, sigur că aștept. Uitați aici documentul. Luați-l sau notați sau ca să nu mai... Haideți. Nu faceți-vă, rog, ca să pot. Domnul Nițu Robert Gabriel? Da. Și în birourile angajaților? Nu, domnule, am intrat doar la doamna de la administrație publică, pentru că m-a invitat dânsa. Da, m-a invitat dânsa să discutăm. De aceea am și intrat. În rest am stat la ușă și am filmat cum n-au măști, n-au... Bine că nu aveam chiar intenția asta, dar dacă... Pe dumneavoastră cine v-a chemat? Cine v-a chemat la... O secundă, că nu am reușit. Cine v-a chemat la primărie? Alo? Da. Am înțeles. Da. Am înțeles. No, bine. Cine v-a chemat la primărie pe dumneavoastră? Colegul de la poliția locală. Așa, ce v-a motivat să vină? Pentru că ce? Ce fac? Sau ce? Persoana este în locul primăriei care filmează și face scandal. Face scandal. Am înțeles. Dumneavoastră ați venit mai mult că faci scandal, pentru că faptul cu filmatul știați că... Da, am înțeles. Ok. Da, v-am înțeles. Deci v-a dus în eroare. Ascultați, întrucât este o instituție publică... Da. Știu, cunosc legea. Normal nu este interzis. Voi vedeți. Nu, dar nu și în birourile angajaților. Aveți vreo lege, vreun... Dar asta nu știu dacă e vedeți, ca regulament... Nu, păi da, nu știți, bine ați spus că nu știți, interior. Da. Dacă nu. Au ei, ca regulament, nu m-ați înțeles. Nu există, domnule, regulament de ordine interior, trebuie să fie legea, atât. Nu, astea sunt abuzuri dacă le fac, dacă nu sunt legi în sensul acesta. Primăria este publică și trebuie să rămână publică, da? N-am intrat în calculatorul primarului sau în calculatorul secretarului sau în calculatorul viceprimarului. În rest, orice informație, orice poate să deschidă ușa, să întrebe, să întrebe, asta și fac în general, să întreb ceea ce am de întrebat și cu asta basta. Restul, ceea ce insinuează domnul de la locală, v-a dus în eroare. Faptul că eu vin și întreb angajații ai statului anumite chestii, deci înseamnă că fac scandal? Deci nu spune nimeni că nu puteți să îi întrebați. Păi vedeți. Dar ce? Ia. Vedeți că multe persoane se sperie deja când văd camera de filmare. Asta așa este. Da, vedeți asta. I-am adus frumos domnul la cunoștință. Auziți, domnul agent, am vorbit foarte frumos. I-a spus domnul de la local: domnule, de ce pe această mașină nu este trecut un număr de dispecerat? I-am explicat, pentru că dânsii ca și... Sau număr de mobil. El era trecut numai 112 ca să ducă cetățeanul în eroare. Dacă nu au un telefon de serviciu... Păi ăsta, telefonul ăsta de serviciu. Telefonele personale care nu au cum să le afișeze. De ce? Legea așa spune? Așa este legea 155? Deși trebuie să aibă afișat pe mașină un număr. Da, dar nu telefonul personal. Dacă nu au, trebuie să aibă numărul de serviciu. Exact cum a spus asta. Telefon de serviciu. Dar 112 nu este telefon de serviciu. Nu, pentru că oricine poate să dea un telefon, cum că știu eu, este o mașină aici oprită pe staționare... și o printezisă. Atunci, de ce să sune domnule la 112? Că cetățeanul nu știe și se ia sancțiuni. Pentru că a văzut pe mașina poliției locale 112. Sună acolo să vină că
pentru nimicul, să spunem. Deci sancțiuni de la poliție nu se iau atât de ușor. Ba da, să știți că se iau, se iau. Sancțiuni se iau pentru ce nu se confirmă, de la pentru, cât, acel, pentru apelurile care știți de la cât pleacă? De la 1000 de lei. Înainte erau 500, acum e de la 1000 de lei. Să-și ia un cetățean 1000 de lei conform legii. Pentru că nu cunoaște legea, nu mi se pare ok. Conform legii 61, apelarea organelor este de la 100 la 500 de lei. Înțelegeți? Într-adevăr, nu legea 61, eu vorbesc despre apelul de la 112. Care, exact, reglementează apelul de la 112, și, care da. Este de la... Exact. Dar eu știu că este de la 1000 de lei. Este și, da. Păi vedeți, păi, da. Auziți, dar ce se întâmplă? O să dau și la inspectorat. Aici persoanele cu handicap nu au acces în această instituție, adică nu văd o rampă. Nu văd o rampă, văd numai scări, scări, scări. Dacă vrea să vină un cetățean cu un căruț, cu știu eu, care are probleme cu handicap sau... Nu, ce face? Cum face? Asemenea dizabilități, 100% sună la unul. Adică, nu, mă refer ca să vină dumneavoastră în sediu. Nu, mă refer să vină dumneavoastră în sediu să depună o petiție, sau să vă aducă la cunoștință ceva, sau să discute deci, ceva. Petițiile se pot înainta prin numărate moduri. Domnule, vine un cetățean cu handicap să intre la dumneavoastră la poliție aici. Cetățeanul nu are internet, nu știe de online, nu știe de e-mail, nu cunoaște aceste lucruri. Vrea să scrie o petiție să vă dea să o registreze. Cum urcă acel cetățean cu handicap aceste trepte? Nu mai vorbi că există o lege, este legea 448 care obligă instituția statului să dețină rampă privind persoane cu dizabilități. Bun, domnul agent, mi-a plăcut că sunteți un domn amabil, dar păcat că domnul de la locală a venit și m-a agresat, pentru că dacă veneați, adică să discutăm omenește și nu s-o punea ce fel de probleme, dar a venit și m-a agresat și asta m-a deranjat cel mai mult. Am înțeles. Rugămintea mea este dacă aveți nelămuriri sau ceva, nu intrați și faceți scandal sau începeți să filmați. Stați și discutați cu o persoană. Dacă aveți nevoie de lămuriri, dacă cineva mă acuză că eu am făcut scandal. Dacă dumneavoastră intrați cu telefonul mobil într-o instituție publică, statului, nimeni nu o să discute cu dumneavoastră. Păi de ce, domnul agent? De ce? Pentru că este un drept fundamental, un drept constituțional. Eu nu cum adică? Asta, dar dumneavoastră, dacă intrați cu telefonul personal și filmați. Și prezint realitate, Și filmați. Da, când au ecosoane, când au măști, că au WC-uri personale. Să stea să vă răspundă că este filmat și mai ce bine mă simt când... Dumneavoastră ca și polițist. Vi se pare normal că dânsii n-au ecusoane, nu folosesc măști, nu au WC-uri personale, deci au transformat primăria într-o proprietate personală. Deci eu am filmat, atenție, WC-ul personal. Controlele efectuate, eu nu am depistat și nici acum nu am observat. O să vedeți pe imagine. O să fiți public pe activistul Buzoian, pe YouTube. Activitatea mea o știe o țară întreagă. O să vă vedeți acolo și o să vedeți tot ceea ce am spus eu, că așa a fost. Adică nici scandal și în rest am fost agresat și am constatat numai încălcări de legi. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Ok. Sănătate, numai bine. Polițistul știe legea, da? Polițistul știe legea. Bine, la început a venit și a spus prostii. La început a venit și a spus prostii că n-am voie să filmez într-o instituție publică. După ce am adus la cunoștință să mi spună de vreo lege sau de ceva, s-a blocat total. O să încerc să merg și la punctul acela de informare turistic, să văd dacă cumva pot să mă informez, turistic. Vreau să mă informez. Nu, asupra crepat. Păi asupra turismului din localitate. Și ce vreți să aflați? Ce am de vizitat? Castelul acesta? Castelul, nu știu ce este, că nu înțeleg anumite aspecte.
Eu sunt român și nu prea înțeleg, adică am văzut că scrie într-altă limba acolo. Unde? Sus, acolo. În latină scrie acolo. În latină? Da. Da, dar nu înțeleg, adică că e latină, că e... Azi, ce scrie? Lângă ușă. Nu, ce se deci intrarea se face din oră în oră, se... Da, am văzut ceva de oră în oră, am văzut, da. Deci trebuie să, mai spuneți, să aștept de oră în oră. Deci, da, expoziția asta se existează din oră în oră, da. Da, este, asta e a statului clădirea asta, adică... Ea, ea localității. Deci nu e a statului. Nu, ea localității. Și, da, dar este a statului, s-a întâmplat. Ea localității, deci... Deci nu e a statului român. Nu, ea localității. Dom'le, dar în ce țară este această clădire? În România. Și nu este a statului român? E a localității. Deci a fost luată în 2014 de la statul român către localitate. De pe numele localității. Primărie? Da. E a localității. Am înțeles. Dar tot a României. Păi e România, da. Da. Și cu ce vă puteți informa despre acel castel, despre zona... Da. Adică știți ce se întâmplă? Am venit aici, am văzut o clădire atât de mare, da. Și nu înțeleg, am văzut un punct de informare turistic, zic, bă, un punct de informare turistic, chiar așa îi trebuie, de mai clădirea, să, că îmi imaginez că se consumă și aici căldură, un altul. Înțelegeți? Și n-am știut că este un castel, dar văd că mai sunt birouri pe aici sau... Asta e și birouri și este și expoziția dedicată. Deci ce este aici, ca să înțeleg până la urmă? E castelul Redei. Castelul? Redei, așa se numește. Redei. Da. Și cine a fost? Ce este aici? Deci aici s-a născut Claudia Redei, care este strămoșa reginei Angliei. Reginei Angliei? Da. Am înțeles. Și avem o expoziție dedicată ei, dar se vizitează din oră. De aceea este drapelul Angliei aici? Da. Deci asta aici a locuit... Aici s-a născut, da. S-a născut și înseamnă că are, a locuit și regina Angliei, dacă... Nu. Nu. Deci regina Angliei s-a născut mult mai târziu. Ea s-a născut în 1812. Și l-a donat castelul României sau ce s-a întâmplat? De a ajuns în poziția României, după aceea în poziția localității, vă spuneți dumneavoastră. Deci în 1885 a fost vândut castelul de către ei, către o familie săsească, dar încă era Ungaria atunci pe aici. Aha. Și în 35, România de statul român l-a luat de la familia germană. L-a luat abuziv sau? Deci, abuziv, da. Bun. Deci, ar fi de vizitat castelul, da? Să înțeleg. Ce ar fi așa de vizitat prin castel? Ce are? Adică... Deci, expoziția principală. Expoziția. Care este, da, e tablou de la... sau ce? Nu, e o expoziție de 5 sali. Deci, sunt... mobilă, să zic. Da, și e o expoziție completă, da. Da, auziți? Și ca să mă informez turistic, că am văzut că aveți... Ce pot să vizitez? Ce chestiile astea? Adică... Deci castelul acesta, da? În Sân Giorgio, da? Aveți lacul Băzidul Nou, care este la 2 km de noi. Un lac? Un lac, da. Unde a fost un sat cândva. Ce a fost? Un sat, inundat de comuniști. Un sat? Deci sub apă sunt ruinele unui sat. L-au inundat comuniști? Da. Au pus apă, au inundat statul, da. Cu oameni, cu tot. Nu, nu. A, deci ce, au, ca să îi nenorocească? Au distrus atrocitățile comuniste, da. Care au fost... Au fost peste tot în țară. Da. Bun, lacul, castelul, ce aș mai putea să vizitez? A, deci aveți aici... Aceste județul Mureș. Da. Da, dumneavoastră, acum... Noi suntem aici. Și puteți oferi informația despre tot județul, cum... Da. Deci noi suntem responsabili doar pentru zona asta. Aici. Păi la dumneavoastră aici, că sunt în zona aceasta. Mai dați-mi așa câte, ce aș mai putea să vizitez? Lacul, castelul... Veți că e lângă... Ce? Ce este? E un sat. Un sat. Să vizitez satul? Da. Ce? Deci, dar ce e satul ăla să vizitez? Satul, deci sunt clădiri restaurate. Deci clădiri vechi restaurate și este și cadarul secuiesc. Monumente istorice. Să zicem, e ca și Rimetea din județul Alba. Am înțeles. Și ce ar mai fi secuiesc, ați spus? Cavarul secuiesc. Ce este asta, cavarul? Este un pedeal, drumul lui Iisus este refăcut. A venit Iisus Hristos pe acel... Nu. Da. Doar și la sfârșitul dealului e o biserică. O biserică. Da, așa e toată țara. Vizităm biserici. Bun, o biserică, un lac și acest castel. Altceva mai aveți? Și... Chiar dacă e județul Harghita, dar e aproape de noi, după lac este Crișeni,
unde este Muzeul Pălărilor de Paie. A, deci în altă, am înțeles. Cam asta ar fi. Da, am înțeles. Sunteți, în noastră, da. Sunteți foarte amabil și vă mulțumesc foarte mult. Da, și dacă mergeți până în Solac, da, atunci Solaca. Da, o să merg. Și e frumos făcut. Printr-o lacuri e în parc. Dumneavoastră sunteți funcționar public, adică lucrați la primărie. Nu, sunt persoană contractuală, deci nu sunt funcționar public. Adică aveți contract cu o firmă care nu, administrează cu primărie. Tot cam pac, da, am înțeles. Nu, nu sunteți plătit direct de primărie, dar indirect, da. Vă mulțumesc mult, sunteți foarte amabil și să aveți clienți. Vin clienți. Acum nu, pentru că e și pandemia, e și frig. Dar în timpul sezonului am avut. Când? Vara? Diana, când vara? Vara, nu? Ok. Auziți, dar știți ce mă deranjează? Privim persoanele cu handicap, adică n-am văzut o rampă, există și o lege, legea 448, adică care obligă să aveți o rampă, pentru că un cetățean cu handicap este nu se pe poate pentru că e monument istoric și avem cu ce. Deci punem acolo. Și cum faceți cu asta? Cum, ia. Punem pe ușor. Și ce face căruciorul? Că nu înțeleg, adică e ciudat. Deci trebuie, n-a fost de mult folosit și n-are baterie. N-are bateria încărcată. O punem și merge singură. Cum apăs butonul ăsta, merge sus pe scări. Urcă el singur sau cum? Păi și persoana cu handicap, cum? Pe aceste scări? Da. Punem aici căruciorul, da. Îl fixăm. A, și îl urcați cu acest, gata, am înțeles, ok. Da, și asta ar fi o soluție, dar știți ceva? Adică, în țările civilizate europene, cetățeanul cu handicap se descurcă singur. Unii chiar au din acela cu telecomandă, dacă ați văzut dumneavoastră. Și, adică, nu trebuie să vină să vă ceară ajutorul. La noi așa este, noi, fără ghidaj nu se poate intra la noi, dacă suntem acolo. Da, am înțeles. Nu, dar legea zice altceva. Da, e un monument istoric, nu e așa ușor de făcut. Da, am înțeles. Da, și asta este adevărat, Știu că este problemă cu... Dar știți ceva? Sunt din acelea demontabile. Adică puteți să... Aici ușa aceasta se poate deschide, să vă face și din lemn. Adică să urce cetățean. Nici nu vă mai chinui pe dumneavoastră, nici nu mă... Nu, dar știți ce se întâmplă? Poate știu eu, este frig sau este ploaie sau... Și văd așa o minuță să stea el săracul aici cu un cărucior și să ceară ajutorul cuiva. Când... Au și ei inimă totuși, sunt oameni, să-i respectăm și cetățenii cu handicap. Pentru că... Deci colegul meu este un om cu handicap. Vedeți? Deci el lucrează aici. Asta nu e chiar așa ușor cum legea scrie, dar dacă trebuie să faci ceva, nu prea te lasă. Ceva, să zice, din lemn sau din fier, eu zic că se putea pune și... Asta, da? Bun. Succes, numai bine, sănătate. Vă mulțumesc mult. Foarte amabil domnul, ați văzut? Am înțeles tot misterul fumului de la, da? De la această clădire. Era un mister, ieșea fum, dar de fapt era închis aici. Haideți să vedem dacă ni se dă bun, dacă legea este valabilă, legea 55. Bună ziua! Dați-mi, vă rog, o shawarma mare. Poftim? De ce filmez? Da. Păi de unde știi că filmez? Ha, vezi că filmez? Ha, da. Te deranjează? Da. Cheamă poliția. Adine ora trecut poliția. Te rog frumos. Nu filmez, mă, stai liniștit. Mai
Da, da, puneți de toate. Da, puneți de toate, puneți de toate. Îmi dați și un cola, aveți? Da. Dați-mi, vă rog, un cola. La jumătate aveți? Da. Dați-mi la jumătate. Cât mă costă cola? 4 lei. Cred că vă mai dau 3 și unul rămăsese, da? Că v-am dat 20 și da, 3 da. Și bine așa, da? Bine. Ok. Da, bun. Lumea da bunul, da? Da bunul, la? Cât? La? 19 lei. Aparatura nu mă... Auziți? Auziți? Deci mi-a dat numai la șaură. Și dânsa știa că eu filmez aici. Deci m-a văzut că filmez, mi-a dat bun la șaură. Dar la sub nu mi-a mai dat. Cât este aici bunul? 19. 19. Acolo... Nu. Cum? Și cola. Păi nu v-am dat bani și pe cola 4 lei? Ce? Nu v-am plătit-o? Da. Ce interesant. Da. Poftiți. Da, așa se face, domn. Ce ați făcut? Ia uitați, mă, frate, ce comportament. Ce comportament. Vedeți, pentru două bunuri care le-am cerut. Deci dacă cer bun, se trântește ușa în nas. Ce oameni, mă, fraților. Ce oameni. Bine, că dânsa n-a vrut să-mi dea bun să nu știu fără. Trebuie să mă rog eu ca cetățean. O să-i fac o plângere la... La ANAF. O să-i dăm la ANAF. Da? Nu mai mă firma, nu mai mă firma. Ia uitați ce filmează și doamna. Da? Filmează și doamna. Da? De ce nu filmează? Că nu dă bun. Trebuie să mă rog eu de ea să-mi dea bun.